Domnule director, s-a vorbit aici despre un diagnostic al sistemului de sănătate din România. Dumneavoastră, cum ați caracteriza acest sistem? Care sunt principalele sale puncte slabe și principalele probleme care trebuie soluționate? Deci ceea ce am propus noi azi, o nouă abordare a reformei medicale prin prisma asigurărilor, prin prisma managementului riscului din sistem, riscul de morbiditate. Eu apreciez că, într-adevăr, cei care ar trebui să decidă această reformă nu au o structură și noi venim cu propunerea de a crea alternative cu o componentă privată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Practic, managementul contribuțiilor să fie atât privat cât și de stat. Cât de important este rolul asigurărilor private de sănătate într-o reformă a sistemului sanitar din România atât de necesară? Asigurările private, deci managementul riscului de morbiditate, ar avea rol de a crește competitivitatea, transparența, controlul, eficiența actului medical și, nu în ultimul rând, ar atrage noi surse de finanțare prin componenta facultativă. În plus, existența și dezvoltarea sistemului privat de asigurări ar da un imbold investitorilor din domeniul serviciilor prin a investi în bazele de tratament de care România, private de care România duce lipsă. Revenind la competitivitate, ați menționat-o ca fiind unul dintre principalele motoare de dezvoltare a acestui sistem. Cum facem să creștem competiția între actorii care activează în acest moment domeniul asigurărilor private de sănătate? Competiția în domeniul asigurărilor private nu este în special între asiguratori, ci între asiguratori și abonamentele medicale, care sunt o formă de asigurare nereglementată, neprovizionată și care practic face o competiție a asigurărilor private care într-adevăr ar oferi asiguratului, viitorului pacient, o garanție că acele promisiuni se vor întâmpla. Acesta este principalul argument pe care îl folosiți în a convinge un potențial client să apeleze la o asigurare și nu la un abonament? Abonamentul medical oferă în special pe servicii pe medicina primară de diagnostic, pe când asigurarea, pe lângă diagnostic, are și tratament și reabilitare și chiar și profilaxie. Reprezentanți MetLife, un nume cunoscut la nivel internațional, dar mai puțin cunoscut momentan în România. Ce va oferi MetLife clienților săi din România? MetLife, în primul rând, este un lider global, unul dintre cei mai mari lideri globali în asigurări de viață și sănătate. Este un lider în Statele Unite, este cea mai mare companie de asigurări de viață. Oferă un pachet complex și complementat de produse, atât pe partea de asigurări de viață, asigurări de sănătate și anuități. Vom beneficia de puterea și de expertiza MetLife prin a avea acces la know-how de produse, la distribuții complementare și la clienți internaționali.